Personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de etichete de masă va beneficia de acordarea indemnizației de hrană pe tot parcursul anului 2018. În ceea ce privește acordarea sporurilor, documentul aprobat joi de guvern stabilește prorogarea până la 1 martie 2018 a prevederilor care condiționează încadrarea sporurilor în limita de 30% pentru personalul din sistemul sanitar. Începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul din sistemul sanitar și de asistență socială, cuantumul sporurilor pentru condiții de muncă se va determina conform regulamentului cadru de acordare a sporurilor elaborat de Ministerul Sănătății până la data de 1 martie 2018, fără a depăși limita de 30%. Tot din luna martie 2018, pentru personalul din sistemul sanitar, determinarea drepturilor salariale aferente activității prestate în linia de gardă, a sporului pentru activitatea prestată în ture, a sporului acordat pentru munca prestată în zilele de sâmbătă și duminică și de sărbătorile legale și a sporului pentru munca prestată în timpul nopții, se va face conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018. Ordonanța de urgență adoptată de guvern vizează și clarificarea salarizării gărzilor obligatorii efectuate de medici în afara programului normal de lucru de la funcția de bază până la limita a 48 de ore pe săptămână.